Hai mă calmez, fa. Face să mai mă calmez, fa, Petronele, că nu mai mă calmează nici Dumnezeu din cer să moară nepoță mea, că eu mâine dimineață când vine să plâng. Eu dimineața iar trebuie să mă scol să mă duc la furat. Să mai fac chiar niște zeci de mii, să plătesc eu acum alți avocați, alți case, alți bani, să țin oamenii. Uite, vine iarna pizda aia acum, vine. Uite, vine iarna, vine. Eu de unde să iau acum gazdă să plătesc la mama pe toată iarna pe 6 luni? Să ajung și pe aia, la, și pe aia, că am inimă bună, pa, eu nu pot să-i lăs să plângă. Eu nu pot să-i lăs să moară, pa, dremțele astea, pa, ce mi-au făcut, pa. Acum eu ce să fac, pa, de unde să iau altă casă lui femeia aia, să nu am pe conștiință să zic că eu am lăsat-o pe drumuri. De unde să iau eu alți bani acum să strâng? Că dacă fac și eu câteva bani acum, trebuie să plătesc toți avocați, trebuie să plătesc. Eu pierdut oamenii, măi, cu mitele care le-au. Nu mai câștig oamenii, de unde să mai câștigi din pulă? De unde să mai câștigi oamenii? Vreau și eu să vin acasă, pizda. Uite, vreau și eu să vin, stau acasă, eu nu am un ban, fa, pentru pizda nu-s dreamța asta, că vin și mă duc la pușcării să moară nepoță mei. Dacă nu mă duc eu și-mi scot dreptatea și mă face țărleu, erou. Că a scăpat de-o curvă pe tăți și că mi-a scos dreptatea singură. Că garda e prea blătuită, mâncava și pula voastră, e prea mare.